Fac asta pentru ei. Ador să fac și asta și am construit deja o aplicație pentru App Factory, care este pe store. Și cam atâta despre unde lucrez. Să-i dăm time. Ce s-a întâmplat în ultima vreme de o devenit React atât de cool, să zic așa? Păi, înainte de noua versiune de React, a fost vechiul class React, în care aveai lifecycle methods, gen mounting, unmounting, updating components, ai constructorul unde ți inițializezi state-ul și propsurile, ai the big Billy Bollocks this, care pentru unii poate nu e tocmai cel mai frumos lucru, și ai state și set state, care ține starea unei componente de React. Acum, mai în noua versiune de React, ai functional components, care în loc la lifecycle methods, ai React hooks, ceea ce vom vorbi mai încolo despre ele, sunt super cool. Componentele de React nu mai sunt class-based, sunt ES6 functions. Și scăpăm de acel big this, which I love it. Putem ilustra chestia asta printr-un simplu clock app, cum de exemplu arată un clock app în class-based component. După cum am zis, facem o clasă, numim clock app, extindem funcționalitatea ei din React component, îi adăugăm un constructor în care folosim funcția de super ca să băgăm propsurile și inițializăm state-ul cu un initial value, care în momentul de față o să fie un date și acela îl inițializăm cu un new date, să luăm data de acum. No. Lifecycle methods, după cum am zis, sunt, de exemplu, componented mount, care în cazul ăsta ce vom face, vom deschide un interval și la fiecare 100 de milisecunde sau mai exact o secundă vom schimba ceasul, vom apela funcția de change time, care tot ce face setează state-ul, acea date, într-un new date, într-un new now. Iar atunci când facem unmount la componentă, adică o scoatem din array-ul de componente, o să facem un clear interval ca să nu avem vreun memory leak. Așa, și mai avem și funcția de render, care asta va returna tot ce vezi pe acea aplicație web, care e un hello și cu date-ul. No, diferența acum este în functional, este că nu mai avem acel set state și state, care nu mai avem nici acel constructor. Folosim o funcție numită useState, care este un React hook. Îi dăm o valoare inițială de new date și ea va fi deconstructed în state și set state, care noi acum l-am numit change time ca să reflecte acel change, funcția de change time din class based, să nu refacem încă o funcție. Așa, use effect-ul funcționează la fel cum sunt aici componented mount and component will mount, mai exact primul argument îl ia ca și o funcție și în acea funcție se va produce tot ce se întâmplă în componented mount, ceea ce va fi la fel, set interval și de fiecare dată la 1000 de milisecunde facem un change time. No, după cum vezi aici change time, folosim funcția de set state din hook-ul de useState. Și ce returnăm este un clear interval, care acest return nu face nimic altceva decât component will amount. Deci acum din două componente s-au făcut una singură. Un al doilea argument care ar mai primi use effect-ul, care nu este în momentul de față aici, ar fi dependențe. Este mai exact deschis un array în care dacă se schimbă vreuna din acele valori, el se va recalcula de fiecare dată când acea valoare se schimbă. Și la fel returnăm, acum nu mai avem funcția de render, returnăm direct tot acel JSX.
No. Diferența între class-based și functional, ca și ce va returna, e egal. Nu este nicio diferență. Fac aproximativ același lucru. Va arăta la fel. Diferența e cum scrii codul și cât de ușor e să scrii acel cod. No. Ca să începem după aia mai ușurel pentru cei care nu știu foarte multe despre React, să facem un breakdown la React. Și baza bazei React-ului este JSX sau cum mai numesc eu, that funny syntax that neither is a string nor HTML. Mai exact, noi am putea să folosim acum elemente care noi le vedem ca și sintaxă de HTML, dar ele de fapt sunt cu totul altceva. React-ul folosește JSX-ul, că este o tehnologie destul de ușoară și ajută foarte mult să fii mai pe UI în loc să separi UI-ul de funcționalitate. Nu este nevoie neapărat să folosești JSX, adică nu te obligă nimeni, dar este un standard foarte, foarte bun în React. No, ca și diferență, decât eu aș dori să scriu asta, asta e un JSX, un element JSX, care în spate el arată cam așa. Are tipul, care este un H1, și are un children care se numește hello, care este hello world. No, decât să scriu cea de jos, aș prefera să scriu cea de sus. No. După care, acest JSX va fi preluat de Virtual DOM sau pentru React se numește și rendering on steroids. Virtual DOM este un concept al React-ului, al React-ului care folosește React-ul, în care tot ce conține the big document object model va fi păstrat într-un virtual DOM în care el este ținut în memorie și atunci când o schimbare se produce, ca de exemplu se schimbă un state în acea componentă, se va face un reconciliation, se numește, care sună un pic creepy or scary, dar tot ce se întâmplă e React-ul vede ultimul DOM, vede după aia modificările care s-au făcut și re-renderește doar modificările. Mai exact ce se întâmplă e, ai un web app, ai un document object model care înainte, cum am avut noi, a fost acel clock app și atunci când se produce un change, React-ul ia, vede că s-a schimbat o singură chestie care e state-ul aici, acel time, și după aia va re-renderui doar cu acele new changes. Asta însemnând că nu o să trească să re-renduiască chiar tot object model, tot ce se întâmplă, ci doar changes-urile. No. După care, hai să vedem acum că am trecut peste toată baza asta de React, să ne întoarcem înapoi la functional component. No. Acel useState și useEffect, care am zis că sunt hook-uri, ele funcționează stai un pic. Am avut un pic de improvizare aici. Diferența între cel vechiul state și new state-ul e că la vechiul state, cum ai văzut, se inițializează în constructor și acolo îi dai și valoarea inițială. După care la modificări aplici funcția de setState și pui noua valoare al acelui state. No, în cazul nou, poți să ai multiple state-uri, deci acest time, change time, poți să-l am de 10 ori, de exemplu. React-ul nu îi pasă că nu folosești întregul state într-unul singur, ci poți să-l folosești multiple.
Așa este mai ușor să folosești acele valori și în JSX. Nu mai trebuie să pui punct state, punct valoarea care o vrei, ci direct creezi un nou state cu acea valoare și funcția de modificare a acelei valori. No, funcția asta primește, trebuie să primească același tip pe care i l-ai dat la initial value. Asta pentru ca să nu ai probleme. No. Alte hooks-uri care React-ul le oferă ar fi, deci am vorbit despre useState, useEffect, care am zis că folosește component shouldMount, component componentDidMount, componentDidUnMount and component shouldUpdate. Toate acele trei într-o singură funcție. Mai este useContext, care nu am să discut foarte multe despre acest hook. Aș lăsa mai degrabă să vedeți documentația oficială, de acolo prezintă cel mai probabil mai bine ca mine, dar pe scurt este un context în care îl poți apela oriunde în codul de React, în orice componentă, trebuie doar să îi pui un provider chiar la root-ul componentelor, adică de unde încep toate componentele, și oriunde în acele componente zici un new state, îi dai contextul la use context, scuze. Folosești use context, îi dai contextul care îl denumești de dinainte și folosești toate valorile din acel context. Un alt hook ar fi useMemo. Asta e foarte cool atunci când ai, de exemplu, o funcție care mănâncă foarte multă memorie sau foarte multă procesare și decât să recalculezi acea valoare de fiecare dată când se schimbă starea, folosești un useMemo și acea valoare, acea funcție se va reapela doar în cazul în care se schimbă ceva. La fel cum la useEffect ai dependențe, la fel și la memo poți să ai dependențe. useRef este pentru a face referință la o componentă. De exemplu, vrei ca să schimbi, să zicem, nu știu, proprietățile unui element. Nu știu să dau un exemplu neapărat acum, dar acea referință poți să jonglezi după aia mai departe în cod ca să ai un fel de arrow către exact acea componentă. Mai este use callback, în care dacă vă amintiți acel component mount, nu acceptă asynchronous functions, dar acest use callback acceptă asynchronous functions și îți dă înapoi valoarea sau dacă este în pending sau dacă este vreo eroare. No, alte hooks-uri ar mai fi use reducer, use imperative handle, use layout effect, use debug value, care acelea sunt destul de complicated un pic și am să le las la o parte din acest meeting. Ce poți să faci mai exact cu hook-urile acestea? Use case-uri destul de primitive, dar, de exemplu, dacă aș vrea să zicem să folosesc valoare din storage ca și început. Sau aș vrea să iau acea valoare inițială dintr-o bază de date. Sau să iau valori real-time dintr-un WebSocket cu useState-ul. Sau, de exemplu, vreau ca să folosesc mai ușor array-uri, ca de exemplu map, filter cu useState. Ori să folosesc valori asynchronous. Sau, de exemplu, my favorite one, to debounce values pentru search-uri. Sau, de exemplu, am nevoie în unele cazuri să folosesc un previous value acelui state și am nevoie de acces rapid la el. No.
React hooks-urile pot fi folosite ca un fel de ingrediente, care tu din acele hook-uri poți să creezi custom hook, să le folosești într-un use case mai bizar, să zic așa. Acel hook poate după aia să fie reutilizabil și reintrodus în hook-urile, în libreria de hook-uri personală, care acele hook-uri pot la fel fi folosite ca și ingrediente și tot așa. Un exemplu de librărie de hooks-uri este useHooks. Este are acolo printre cele mai simple hooks-uri, ca și local storage sau debounce value. Alte hooks-uri o să vorbesc un pic mai încolo, dar am să dau un exemplu despre să folosești async values în hooks. Ăsta e un hook creat din use callback și use effect și use state. Le folosesc ca și ingrediente și am să trec așa încetul cu încetul prin ea. Deci ea primește o funcție care este asynchronous. Al doilea argument este immediate, asta dacă vrei să o apeleze direct cum ai pus-o. O să ai un status, un value și un error, care atunci când funcția se execută, pune statusul pending, valoarea și error-ul e null, după care triggeruiește acea funcție, setează valoarea responsului, setează statusul success sau, dacă este vreo eroare, setează eroarea și statusul de error. Așa, și de fiecare dată când se execută, se va executa aici în acest use effect. Și se returnează înapoi execute-ul, care este funcția pentru a executa, statusul, valoarea și eroare, dacă este vreo eroare. Și în utilizare, de exemplu, cum ai utiliza acest useSync, la fel cum ai folosi un useState, apelezi, you deconstruct it în cele patru care ți le oferă, îți creezi markup-ul pentru ele și funcția care vrei să-i o pasezi, care este aici my function, ca și exemplu. Un alt exemplu de hook care eu abuzez aproape, nu chiar zilnic, dar săptămânal de el, e debounce-ul, care este atât de simplu și care pentru foarte mulți oameni e un nightmare să faci debounce la valori. Acesta folosește doar useState-ul și useEffect-ul. Ca și useState folosim valoarea, inițializăm valoarea de debounce și cum să o setăm. Valoarea aceea inițială care vine din argumentul de value și celălalt argument fiind de delay, care îl folosim mai departe aici, în useEffect, în care avem un handler în care facem un set timeout, setăm valoarea debounced după acel delay și returnăm după aia cu un clear timeout, să nu avem memory leak-uri. Și după cum spuneam înainte, acel array de dependențe este ca atunci când se schimbă valoarea sau delay-ul să se reapeleze toată chestia asta. Și returnăm valoarea debounced după la sfârșit. Uite, de exemplu, o utilizare este când faci un search. Ai un search term, ai results-urile, ai un hook pentru a verifica dacă search-ul este sau nu încă. În use effect, atunci când se apelează acea funcție, facem un set la searching yes, la searching true, după care luăm toate search characters din acel search term, setăm searching fals după rezultate și aducem rezultatele înapoi. Altfel, dacă nu a găsit nimic, pune rezultatele 0. Așa. Niște librării foarte cool de React Hooks. După cum am spus, a fost înainte Use Hooks, de unde poți să găsești alte hooks-uri, de exemplu Use Theme, Use
local storage, de exemplu, dacă vrei să aduci ceva din local storage, cum am zis înainte. O altă librărie este Awesome React Hooks. Awesome React Hooks conține mult mai multe librării. Este un fel de adunare de librării de React. React Query și React Table sunt acum noi prin comunitate. React Table înainte folosea class-based function, acum s-au mutat și ei pe React Hooks, la fel cum am văzut foarte multe librării de componente de React care preferă mai degrabă să lase UI-ul la îndemâna userului și să îți faci UI-ul cum vrei tu, iar hooks-urile le folosești pentru a ori stiliza, să zic, mult mai in-depth, ori pentru a adăuga funcționalitatea unui tabel. Sau React Query pentru hooks-uri, gen să primești request-uri, să păstrezi stările unor request-uri de ori WebSocket, ori un API, ori GraphQL și tot așa. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și stay hooked. Așa, super, mulțumim, Lucian. Ziceai ceva și de un demo sau am înțeles eu greșit? Am lucrat un pic la el, dar nu aș dori să-l prezint. E despre ideea de a putea face un DIY React library, în sensul că React-ul, nefiind un framework ca și Angular sau Vue, fiind un library, este de fapt super simplu de rescris manual. Aș prefera mai degrabă să nu vorbesc neapărat prostii la acel DIY React. Aș prefera mai degrabă să las un link la un tip super șmecher numit Sean Wang de la Byteconf, care el cred că ar prezenta super fain building React from scratch în 30 de minute. Da, păi atunci pot să-mi trimit mie link-urile și le postez eu peste tot. Până una alta, întrebări din partea audienței. Nu fiți, nu vă fiți. Salut. Salut. Interzat un pic. Nu cred că te auzim, sau? N-aud eu. N-am înțeles. Da, din păcate nici eu n-am înțeles. No. Alte întrebări. Știu că mai era. Daniel, parcă știu că tu aveai ceva întrebări. Hai că pot pune o întrebare. Dacă... Da, Andrei, da, spune. Eu am lucrat mai mult cu class-based components, pentru că pe proiectul pe care pe la dinainte cu asta se lucra și venind din lumea Java, eu prefer chestii cu clase, adică îmi vin mai natural. Este ceva ce nu poți rezolva prin class-based components pentru care trebuie neapărat să folosești hooks sau hooks e doar the coolest kid on the block? Păi... Ideea era, cum am zis pe la începutul prezentării, e că diferența între ele două e zero. Deci ele pot face același lucru, doar că este mult mai ușor de reutilizat diferite hook-uri, care la class-based component, de exemplu, e mai dificil să reutilizezi acest component did mount sau component will unmount. Da, pe mine... Link-urile alea care le-ai pus și librăriile de hooks, alea m-au derutat un pic pentru că
mă gândesc existând chestiile alea custom, sigur sunt chestii pe care tu poate te chinui prin class-based components să faci același lucru. Da, la class-based components e și chestia că, da, poți să-l scrii, nu e nicio problemă, doar că este șansa ca să reinventezi roata. Da, da, da. Cam asta. Care la hooks și care la functional components cu hooks, șansa e ca cineva să fi făcut deja hook-ul ăla, îi dai doar copy-paste, îl pui la tine și it works everywhere. Yeah, makes sense. Da, mulțumim, Andrei. Alte întrebări? Sau, da, dacă mai ai tu, Andrei, alte încă întrebare sau așa, noi nicio problemă. Asta e și în afara prezentărilor. Lumea de aici cu ce lucrează? Adică toți sunteți pe UI, JavaScript, Angular, Vue, chestii de astea? Eu momentan da. Pot să zic din propria experiență. Deci eu lucrez cu Angular și cu Vue acum. Nu știu de na, Lucian știu că el e cu React, dar el era cu React de multă vreme. Nu a avut unde să facă React. Păi înainte de React lucram și eu cu Angular, Ionic, la Ropardo și mi-a plăcut ce-i drept, mi-a plăcut Ionicul, doar că mă cam plângeam constant că, bă, da, React. Lasă da. Că acum au făcut, au băgat și pe Ionic. Ultima versiune, cel puțin, au început să deschidă porțile către React, către Vue, deci au ajuns. Ajunge într-un punct unde trebuie. Acum, da, e clar, nu se compară cu React Native, dar na, nu-i momentul pentru discuție. Am avut odată discuția la un alt meetup mai vechi. Vă recomand să vedeți prezentarea și cred că avem și o înregistrare de la meetup-ul respectiv în care discutăm un pic despre treaba asta, care e diferența dintre React Native și Ionic și chestiile astea hibride. Dar da, alte întrebări dacă mai sunt pentru Lucian. Acum e momentul. Sau poate aveți ceva sugestii sau feedback sau așa. Ce ați fi vrut să aflați mai mult? Pot să intervin un pic, pentru că da. Eu e prima dată când particip la un curs din ăsta, la un meeting, să zic așa. Și aș putea să văd undeva videoclipul ăsta. Da, deci acum e înregistrat, eu îl înregistrez și o să-l pun pe canalul de YouTube al meetup-ului. Și o să punem și prezentarea pe speaker deck, să aibă acces toată lumea la ea. Deci totul e o să fie publicat după meetup. Da, sau în următoarele zile, nu neapărat astăzi, că astăzi nu știu dacă mai avem timp, dar în următoarele zile o să fie toate puse sus. Am înțeles. Mulțumesc. Să încerc să particip la următoarele, că bănesc săptămânale astea, așa am înțeles. Nu chiar săptămânale, o dată pe lună cam încerc să le organizez. Acum depinde și de cum fac rost de speaker. Acolo e problema că nu se prea înghețe lumea să vorbească la chestiile astea, din păcate. Dar, na, fiind o chestie gratuită, pentru comunitate, că de fapt acolo a pornit toată ideea. Nu sunt contra cost sau nu, nu cerem bani și nu luăm bani și nu dăm bani pentru chestiile astea. Dar da, Lucian, poate mai ai tu ceva de adăugat la... Dacă aveți vreo întrebare și despre React Native, că am mai lucrat cu React Native. Primul lucru când am ajuns la Web Factory a fost să lucrez cu React Native. De-aia am și pus inimioara aceea, mi-a plăcut maxim. Diferența a fost când am făcut switch de la Ionic la React Native, a fost că eu nu am lucrat înainte pe React, cu Angular a fost un pic...
nebunie să îl învăț și să-l folosesc. Mi-a fost un pic așa. Dar odată ce m-am mutat și am început să lucrez cu React Native, eu neștiind cum să lucrez cu React și băgându-mă direct în React Native a fost destul de challenging. Dar diferența între React Native și React este cam destul de mică, să zic așa. În React Native folosești doar niște chestii care specific de mobile, în sensul că nu mai folosești componente gen button, input și din alea, folosești componente de button, input sau text specifice de telefon, care React-ul după aia se ocupă să le facă într-adevăr componente de iOS sau Android. Cred că cea mai mare dificultate care am avut-o la React Native a fost după ce am terminat aplicația, să o pun pe Store. A fost un pic nebunie cu pusul pe Apple Store. Pe Android a fost destul de simplu, am pur și simplu builduit aplicația de Android și pus-o direct pe Store. Pe Apple a fost un pic mai nebunie, că ei nu prea le plăceau React Native-ul la ăștia de la Apple și la un moment dat a fost și o problemă în care ei au vrut să scoată suportul pentru aplicații făcute cu acel web view. Din câte știu eu, ei nu acceptă, din ce am citit, acum nu știu dacă s-a mai schimbat în ultima perioadă, dar nu mai acceptă aplicațiile hibride. S-a schimbat în sensul că ce nu mai acceptau ei era să folosești o componentă numit WebKit, WebView sau nu mai știu cum îi spune, dar ăștia de la React Rapid au acționat și au schimbat chestia asta ca în spate să nu se mai folosească componenta aia și să fie iară să meargă. Da. Uite, am eu o întrebare, că tot ai zis de React Native. Tratezi diferit state-ul într-o aplicație de React Native față de una în React? Adică te folosești de vreo funcționalitate specifică a telefonului pentru state sau te folosești efectiv de ce îți pune la dispoziție React-ul? Măi, să știi că asta este o întrebare bună și răspunsul este, de fapt, folosesc original state. Poți să folosești, de exemplu, local storage al telefonului sau alte metode de a prelua informații din telefon, care ți se dau acele funcții să le folosești, dar la urma urmei folosești tot acel big state. În sensul că cum construiești aplicația de mobile e foarte, foarte asemănător cu React. Singura diferență este că nu mai folosești the OJ web components. Trebuie, ești obligat să folosești componentele care ți le dă React Native-ul, de button, de text, de input, de table, de anyway. Păi da, că practic stilizate pentru... Da, state-ul și ce pui în acele componente este identic. E ca și când ai construi o aplicație web. Cu mici particularități, dacă îmi permiteți să intervin și eu. Mie mi se ia curentul de aici, tot fluctuează, nu știu ce se întâmplă. Cineva știe de meeting-ul ăsta și nu vrea să mă las să vorbesc de nou. Eu de vreo 2 ani de zile doar React Native dezvolt aplicații și spre deosebire de web este o mică limitare privind streaming-ul, chunked streaming. În momentul în care vrei să transmiți niște pachete, de exemplu, la un call API, dacă vrei să vezi statusul unei execuții în background și vrei să trimiți pachete de, nu știu, să zicem, un anumit procentaj al execuției, React Native-ul nu îți suportă. Deci, da. La chestia cu când folosești chestii de network and stuff, mai ales Apple-ul limitează foarte multe chestii, inclusiv nu te lasă să folosești HTTP. Ești obligat să folosești HTTPS. Exact. Și acolo a fost și la mine, de exemplu, o mare, mare problemă care a durat destul de mult până să rezolv, să
să folosesc, să forțez HTTP în testing și să-l trimit mai departe în HTTPS. Când ești în production. React Native-ul este atractiv, dar el este orientat mai mult pentru render și un render oarecum limitat din punct de vedere al computaționării. De exemplu, într-o aplicație în care avea un array de randat și fiecare array are o componentă care este tot un array, cum ar veni sub array, și la fiecare din cel inner, din cel nested, ai o mică computaționare, diferența față de programming în Java e total, e enormă. Nici nu știu dacă se poate face cumva să nu se observe la nivel de utilizator re-renderul în acest fel. Chiar dacă folosești useMemo, chiar dacă folosești useCallback-ul sau orice ai putea să previi acel re-render, recalcularea în React se face la nivel de componentă, există sau nu există. O scoate din DOM sau o pune în DOM. Nu este, nu are la gen hide and show. Uh-huh. Nu știu dacă zic prostii ce care le-am observat și eu la chestiile hibride pe telefon, pentru că lucrează cu DOM, au DOM în spate și tot timpul o să fie re-randarea asta, indiferent de cât ce ai încercat să faci, nu o să fie asta. Da. Da. Păi, din câte știu, Android-ul la Java sau în Swift, din câte știu că se folosește pentru iOS mai nou. Da, Swift-ul. Da. Ei cam folosesc funcții interne de telefon ca să facă toate acele computări. În schimb, React Native-ul folosește ce poate el din DOM, care e un pic mai limitat la performanță într-un telefon față de într-un web app. Limita este dictată tocmai de transpunerea JSX-ului în cod nativ și execuție la nivel de module native Java sau Swift sau Objective-C sau ce se folosesc în modul nativ. Este o dublă computaționare pentru device și de aici intervin niște limite, dar spre deosebire de ce mai există pe piață ca pe piață, pe domeniul ăsta de programare pentru mobiling, este destul de competitiv React Native cu toate limitările lui și cu programarea nativă. Da, este destul de limitat. Nu poți să faci, de exemplu, jocuri foarte complicate pe telefon cu React Native. Jesus Christ, că aia ar fi o nebunie. Se fac de obicei, oricum, aplicații destul de simpliste, care nu are sens să le rescrin în două coduri diferite, ci prefer mai bine, hai, țac, pac, să-l facem în React Native scurt și acționează ca un web app. Da, și revin la ideea mea inițială, în care vă recomand să vedeți un pic prezentarea de la meetup-ul mai vechi, în care exact despre treaba asta am discutat. De ce e bine să folosești astea hibride, de ce nu e bine să le folosești, care e avantajul la una nativă? No, aici mai putem să mai stăm încă o oră să mai discutăm strict numai despre treaba asta. Dar nu cred că e momentul acum, poate pe viitor să mai revenim la topicul ăsta și o să-l dezvoltăm mai mult. Da, alte întrebări dacă mai sunt, dacă mai aveți pentru Lucian. Nu vă fie rușine. Chiar nu mușc și dacă nu știu, nu știu. dacă nu știu, poate mă ajută și altcineva. Nu sunt expert, am doar 2 ani, mă rog, un an de când lucrez pe React. Eu sincer mă simt destul de grateful că știu deja atâtea despre React și cum să-l folosesc destul de ușor față de cât mi-a luat la Angular să învăț. Este și mult mai simplist React-ul. Uite, spre exemplu, spuneai niște hook-uri acolo la început, de exemplu useCallback-ul. UseCallback-ul în sine are, dacă nu mă înșel eu, are doar simpla menire de a preveni enclosures-urile pe funcții. Adică
a funcție și vrei ca o valoare care la momentul declarării instanțierii funcției intră cu o valoare și după se schimbă, vrei să se updateze și rezultatul returnat de funcție. Și atunci folosind use callback-ul, funcționează exact ca un efect cu listenerii din array-ul după funcția integrată și își face update. Adică use memo ar fi echivalentul lui din class based components, component should update. Și atunci are old props, new props și în momentul în care sunt diferențe între ele, atunci declanșează un re-render sau permite desfacerea acestui enclosure use memo. Use callback-ul este la nivel de inside scope. Cum ar veni pe o anumită funcție, exact la fel face. Greșesc sau? Nu, nu, e corect. La callback-ul de la clasă e adevărat că se folosește în should update și e un pic tricky să jonglezi toate acele funcții. La use callback este mult mai simplu că e literally doar o apelare de funcție când ai nevoie. Nu trebuie să-l jonglezi în acel should update. Fiecare callback își face update-ul lui când e nevoie. Da, când este trigger. Dacă îi pui argumente în array-ul de după funcție, în funcție de argumente, dacă nu îi pui deloc argumente tot timpul la orice modificare din state, dacă îi pui argumentul în array gol, doar la început, când este apelat sau instanța prima dată, când se declară. Ce mai observați în use ref-ul, nu am insistat aproape deloc, use ref-ul, eu îl folosesc foarte mult când vreau să stochez niște date în componenta locală, dar care să nu-mi declanșeze render. De exemplu, dacă am un scroll view, care în React Native, eu pe React Native mai mult fac toate teoriile și practica, într-un scroll view, dacă vreau să manipulez acel scroll și să țin minte valoarea inițială sau o valoare de la o anumită temporizare, dar această valoare să nu-mi influențeze renderul, o pun într-un useRef. Și folosesc useRef current, poate stoca orice fel de date, useRef-ul. Da, e o utilizare destul de faină. Da. N-am folosit. Tot ce pui acolo, în momentul în care îi schimbi valoarea, nu declanșează render. Da. State-ul declanșează. Orice schimbare din state care îl folosești în return-ul în JSX-ul ce îl returnezi, dacă returnezi JSX, declanșează o reschimbare de reordonare, rearanjare la elementul care și-a schimbat valoarea. Corect. Ok. Use reducerul, din câte am înțeles, cu acesta poate fi înlocuit foarte ușor reduxul. Probabil. Da, păi, înainte de use reducer, de toate aceste hooks-uri, se folosea înainte, da, React-ul împreună cu Redux. Și de când s-au băgat functional, a fost un pic aiurea să mai folosești Redux. Eu folosesc Redux-ul și în momentul actual foarte heavy, pentru că îmi dă o modalitate foarte simplă de a avea orice call extern aplicației, API call, orice răspuns care îl primesc, îl pun în action creators-ul de la Redux și am acces dublu la acele informații care le primesc, fac handling-ul cum ar veni la nivel de action în back code, ca să zic așa. Și de acolo pot să accesez, să le setez în reducer, în state-ul global al store-ului, sau să le trimit în față. Deci este trierea inițială. Acolo fac triere de mesaje, de eroare, de la unei API când vine un răspuns imens, unde sortez doar field-urile care trebuie, doar data sau data user, data sau ce mai sunt, cum sunt ele făcute. Super tare! Use layout-ul effect, nu știu dacă ai discutat puțin despre el, este exact la fel ca un use effect, doar că are temporizarea înainte de render. Orice apelare care se face pe acest use layout effect este doar înainte de a declanșa render, de a se face renderul. De obicei înaintea pictării componentei pe ecran, înainte de randare. Eu îl folosesc foarte mult. De exemplu, în mobiling, la partea de navigație,
și acolo o ultimă versiune de navigație este plină de hooks-uri și tot felul de shortcut-uri de acest gen. Și au un hook pe ecran. Acolo nu sunt nu, cum este în web, ai paginile și fiecare pagină are câte un câte o adresă în navigator, un link de ăsta. Acolo am ecrane și se lucrează cum ar veni pe adresa ecranului unde l-am eu un proiect pus. Nu am un endpoint tangent în care cum ar veni se pune în browser sau în adresa de browser. Da. E, și acel navigator ultim are un hook, custom hook, vine odată cu librăria, is focused. Cu acest use layout effect și cu is focused iese o temporizare de execuție în orice instanță când accesez acel ecran, dar înainte de a fi randat. De exemplu, dacă eu vreau în state să pun o anumită valoare care să fie dependentă de navigație sau de un parametru trimis prin navigație, îl pun la temporizarea de use layout effect când este focus sau când iese din ecran, când nu este focus, când e false acel boolean. Use debug value n-am folosit până acum. Nicio. E interesant când m-am uitat despre el, dar nu am apucat să-l folosesc. Nu i-am găsit încă un use case. N-am avut contact până acum și nu. Bun, de obicei dezvoltările sunt în funcție de cerințe și cerințele mai nou sunt așa de variate încât este greu la genul prin JavaScript să competiționezi cu un produs care să fie de aceeași anvergură cu o dezvoltare pe platformă Java, care Java cum este el, dar are 20 de ani, au împlinit dacă nu mă înșel. React Native are de vreo 5 ani de zile este lansat. Și React-ul din 2013. Java are 25 de ani. E mai bătrân. Java. Ah, domnul Jean. Aici reprezint partea de Java. Chiar așteptam să intervii. La un moment dat, da. Java pentru contribuție. Este o platformă consolidată și foarte bine pusă la punct. React Native-ul merge. Partea de Android este pe Java, pe thread-uri Java, pe cod de Java, pe execuție de totul este Java acolo. Bineînțeles, Java și Kotlin. Da, dar acolo e deja mașina virtuală, Dalvik, acolo e altă parte pe Android. Doar limbajul e. În spate se întâmplă altceva. Nu. Dar, nu știu, eu am auzit un coleg povestea de Native Script, alternativă la React Native. Ați lucrat cineva cu Native Script? Am încercat eu odată, dar cred că mi-a luat vreo 2 ore până să-l las baltă. Sincer, e destul de interesant, are niște componente deja gata făcute cu mare și React Native, numai că e încă foarte tânăr. E încă foarte tânăr. Nu. Am văzut că poți să faci și cu JavaScript și cu Angular și cu Vue.js. Deci practic e o aplicație de Vue.js care o să fie pe mobil. Interesant. Ca mediul de dezvoltare poate este convenabil, dar la momentul publicării, din câte am înțeles în ultimul timp, am avut probleme și cu o aplicație de React în care aveam un WebView și prin WebView se încărca o pagină ceva în React făcut React.js și mi-au refuzat-o de la publicare, au zis că nu, că este cross-platform și nu creează breșe de securitate. Din punctul ăsta de vedere, tot ce înseamnă cross-platformurile web-based în mediul mobile nu este o restricție din punct de vedere al posibilității de dezvoltare. Este o restricție din punct de vedere a celor de care fac managementul la Apple Store și la Google Play Store, care refuză pur și simplu aplicațiile. Da. Dacă asta a fost și la mine problema atunci când trebuia pusă la companie, trebuia pusă aplicația care am făcut-o pe mobile să fie pe App Store și tot așa probleme cu web, cu acel web view și la un moment dat discutasem cu colegii că man, s-ar putea să renunțăm total, dar aparent 2 săptămâni later, prin aprilie a fost chestia asta, 2 săptămâni later o reparat și React Native-ul dumă cu web view. Un
un fix rapid ar fi să ascunzi acel ecran, îl pui conditional render și doar pe versiunea care este în publish să fie închis. Și conditional renderul ăla poate veni dintr-un API din backend, undeva din spate, și după ce lansează aplicația, îi dai drumul la ecranul ăla și merge și nu mai au ce să zică. Dar am avut aplicație care așa am făcut până la urmă, pentru că era la un nivel foarte avansat de, era la livrare, luase banii, adică firma luase banii pe ea, era imposibil să ne apucăm, nu aveam timp să le refacem. Și atunci am ascuns acel ecran și am pus un flag într-un API call. Și când deschidea utilizatorul aplicația, venea răspunsul de la API call și în funcție de ce seta în spate, îl activa sau îl dezactiva. Bun, cerințe de genul ăsta am avut și cu push notification, să-i modific tot meniul în funcție de push notification. Și aici era sclepsisul că push notification e pe device. Dacă același user este logat pe trei device-uri diferite, pe tokenurile alea aplică ce schimbă el prin sendul de la notifications. E exact o structură, un JSON care vine acolo și în funcție de el poți să faci în state-ul local tot felul de modificări. Da, eu sunt out de push notifications, că astăzi am avut un blog legat de push notifications pe Angular și nu vreau să mai au de push notifications. Nu știu de voi, dar plac. În ultima perioadă am început să-mi displac push notification-urile. Să le implementez, nu să le primez neapărat. Aia nu mă deranjează. Nu știu câți dintre voi ați lucrat cu push notifications, dar nu vă recomand. Ferește-mă, Doamne, să mai aud de push notifications. Am lucrat și eu, a fost o chinuială totală, o chinuială maximă, mai ales la Apple. My fucking God, Apple-ul care da, știu. Îmi place să complice tot. Păi, sunt păcătoase, din păcate. Da, dacă mai aveți întrebări sau dacă mai vreți să contribuiți cu ceva, mai momentul. Dacă nu, putem să ne oprim aici. Mulțumesc pentru participare și ne vedem data viitoare. Adică în cel mai probabil că pe la mijlocul noiembrie o să fie următorul și nu știu dacă erați tot aici când am zis că probabil în noiembrie o să avem pe cineva de la Spotify, care să ne vorbească despre o temă. Încă nu pot să zic exact care e tema, dar pe Bianca, nu? Bianca. La începutul lui noiembrie o să... Exact, da. Bia, vezi că cine știe cum este. A fost la rupardă cu noi. Ceva. Da, știu. Am reușit într-un final să dau de ea. Bine, eu mai tot vorbit cu ea, vorbesc cam o dată pe an. Și în final am reușit să o conving să vină să vorbească la meetup. Da. Deci cum ziceam, mulțumesc și o să pun înregistrarea pe YouTube, cum am zis, și prezentarea lui Lucian o să pun pe speaker deck, să avem acces pe viitor, dacă mai vrem, să putem face referință la chestiile astea. Da. Seara faină în continuare și ne auzim data viitoare. Seara faină. Nu mă vine. Salut. Salut.